Este judecat de furtul la 10 miliarde de lei vechi, dar are șanse mari să fie judecat în stare de libertate. Este vorba de fostul angajat al unei sucursale bancare din Jibou, care de ani buni a sustras bani din conturile clienților. Ieri, magistrații au apreciat că după 4 luni petrecute în arest preventiv, bărbatul trebuie eliberat. N-a apucat însă să fie lăsat în afara gratilor, fiindcă procurorii DIICOT au atacat decizia instanței cu recurs. Dorin Abraham, fostul salariat al unei sucursale bancare din Jibou, a fost deferit justiției în urmă cu câteva zile. Va răspunde în fața legii pentru delapidare, infracțiune pe care a tot pus-o în practică și o repeta încă din anul 2008, timp în care nu s-a suit să sustragă din conturile clienților băncii sume tot mai mari, cauzând în final un prejudiciu estimat la 10 miliarde de lei vechi. La o așa pagubă și inclinație spre rele, bărbatul a primit mandat de arestare preventivă în decembrie anul trecut. Iar la judecătoria Jibou s-a verificat tocmai legalitatea măsurii preventive, iar instanța a apreciat că aceasta nu se mai impune. În baza articolului 160 raportat la articolul 300/1 Cod Procedură Penală, revocă măsura arestării preventive și dispune punerea îndeîndată în libertate inculpatului Abraham Dorin, dacă nu există alt mandat de arestare emis pe numele acestuia. Hotărârea a fost atacată cu recurs, care se va soluționa la tribunal. Conform anchetatorilor, în calitate de consilier client, fostul funcționar al băncii a efectuat operațiuni neautorizate de retragere numerar, a falsificat ordine de plată sau a desființat depozite la termen ori înainte de termen. A obținut astfel o mică avere, dar se pare că nu fără ajutor. În același dosar au mai fost cercetați și directorul sucursalei și două casierițe, bănuiți că au avut propriul aport în realitatea fraudei de proporții. La scurt timp după ce clienții păgubiți au reclamat la poliție dispariția economiilor lor, conducerea instituției financiare a promis că va acoperi întreg prejudiciul.